astăzi la ora de cripto. Haideți să vedem cum arată piața cripto în acest weekend și în special după discursul lui Jerome Powell și voi analiza Bitcoin, S&P 500, dar și câteva altcoin-uri care ar trebui să performeze foarte bine în această lună deoarece au spart niște rezistențe importante. Bitcoin la aproape 17.000 de dolari, Ethereum la 1.270 de dolari și toată piața este într-o ușoară urcare de weekend, dar nu o mișcare foarte importantă. Și aș merge prima dată pe S&P 500 să vedem cum au reacționat bursele după discursul lui Jerome Powell în care a spus că nu va mai majora dobânda atât de agresivă luna decembrie și înseamnă că nu o să vină o majorare de 0.75%. Toată lumea 0.75%, toată lumea se aștepta să vină o majorare de 0.75%, dar iată că cel mai probabil va veni o majorare cu 0,5% ceea ce ne face bullish pe termen scurt. Acest lucru nu înseamnă pivotarea, da? nu înseamnă că deja o să vină din ce în ce mai mici aceste dobânzi, este totul în funcție de inflație și înaintea ședinței Fed vom avea și datele despre inflație pentru luna noiembrie. Și atunci o să vedem care o să fie decizia Fed, dar o să fie mai mică dobânda. Vă spuneam că la un moment dat acest lucru se va întâmpla. După ce se va întâmpla acest lucru, vor începe să printeze și bani și după aia vom intra într-un bull market. Și vă spuneam și în zilele trecute că cred că ce a fost mai greu a trecut. Adică un an de zile să, să scădem continuu de la 69.000 de dolari spre 16.000 de dolari, cel puțin pe cripto, dar tot am scăzut într-una un an. Anul viitor nu cred că o să mai scădem la fel. Încă un an tot o să scădem tot o să scădem până la 3, 4, 5 mii de dolari cum cred unii. Sub 10 mii de dolari nu prea cred că o să scade. Asta este punctul meu de vedere uh, pentru anul viitor. Și mă aștept ca anul viitor chiar să avem un uptrend de bear market. Exact cum am avut și în 2019. Când Bitcoin s-a dus de la 3, 4 mii de dolari s-a dus până undeva la 14.000 de dolari. Nu cred că o să avem 3-4 X-uri, bineînțeles, dar mă aștept anul viitor la cel puțin un uptrend serios în cripto uh, de bear market, deoarece cripto cam face acest lucru. Și atunci mergem pe S&P și Geron Jerome Paul a fost foarte ferm și nu a spus că e, doar o să scadă dobânzile de aici, pe termen mediu încă o să tot majoreze dobânda, da? să lupte cu inflația. Dacă inflația o să vină în următoarele luni tot în cădere, tot în cădere, acolo ar putea un fi semnal de bottom, dar cred că mai avem câteva luni de așteptat. Și atunci, ne uităm pe S&P, S&P-ul a reacționat foarte bine la această veste, a urcat 3, aproape 3% jumate într-o singură zi și a străpuns zonele de care vă spuneam eu 4.000 și 4.035 unde era 0.618 pe Fibonacci. Zone din care tot timpul și-a luat reject și aici și aici. Și vedem că de data asta trece de 0.5. Da? Dacă punem un Fibonacci de aici din vârf până în low, uh, Putem vedea că următoarea rezistență este undeva la 4.157 de dolari. Și atunci mă aștept ca acest uptrend să continue uh, cel puțin până în 13-14 până vedem cât va fi inflația și, și cât va fi dobânda. Și atunci S&P-ul cred că are putere să meargă spre 4.160 de dolari. În schimb Bitcoin nu a pompat chiar atât de mult. Bitcoin este la 17.000 de dolari în momentul de față și este la rezistență. Bineînțeles, este weekend, formăm și un bull flag aici, deci lucrurile arată destul de bine și pe Bitcoin, nu prea avem un volum foarte mare, este weekend, este un lucru perfect normal, dar... Pare că se pregătește din nou să meargă într-o direcție, da? Fie de aici vom merge la următoarea rezistență și aș crede că acest lucru se va întâmpla mai degrabă decât să mergem spre 15.600 de dolari, ținând cont de contextul cu Fed-ul, da? Și atunci mă aștept pe termen scurt, poate la începutul săptămânii viitoare, să avem un uptrend spre 17.618.000 17 de dolari. Mergem pe DXY. În schimb, DXY-ul în scădere destul de mare. Intrăm și pe daily. Uh, suport după suport, suport după suport este spart și a închis uh, pentru a doua zi consecutivă, uh, joi și vineri, a închis sub IM200 pe daily. Lucru ce nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme, de pe aici, din iunie 2021 un indicator foarte bun. Dar m-aș cam aștepta la o zonă, din această zonă, la un mic bounce de aici, da? să nu mergem chiar atâta în cap. Dar dacă uităm pe weekly, chiar pe, da, pe weekly, vedeți, DXY este în scădere de câteva săptămâni bune și aș vrea să închidă și săptămâna viitoare tot pe roșu și dacă s-ar putea sub e meribă în sub 103.8, cam acolo ar, ar, fi un lucru foarte bun să închidă DXY. -ul. Și dacă dăm un zoom out și mai mare pe mant, pe mant vă spuneam chiar și când eram aici sus că uh, își cam ia DXY reject de la rezistența uh, majoră de pe mant, adică fiecare luminare reprezintă o lună tot timpul când și-a luat reject de la această rezistență a cam început un uptrend serios. De exemplu, aici și-a luat reject în decembrie 2016. După aia din ianuarie 2017 a început să scadă și a cam scăzut tot anul și știm ce s-a întâmplat în cripto, a venit bull marketul. Nu spun că va începe bull marketul anul viitor, dar eu mă aștept la un uptrend anul viitor. Vedem uh, cât va ține acel uptrend. Spre 25, 30, 35 de dolari rămâne de văzut, dar eu mă aștept la un uptrend anul viitor. Deoarece dominanța uh, Diexo este în scădere și din punctul meu de vedere ar că trebui să avem un uptrend uh, decât să tot scădem un an întreg. Și atunci vedem că tot timpul când și-l reject a început un uptrend și o să vedem după ședința Fed ce se va întâmpla. Dar lucrurile sunt pozitive din punctul meu de vedere. Bineînțeles sunt multe bătălii în piață. Ați văzut ce se mai întâmplă și prin piață, Bitboy îl fugărește pe Sam prin Bahamas, Sam apare pe Twitter Space-uri, sunt hack și pe Anchor și pe Binance ceva walleturi secundare, pe acolo tot felul de lucruri negative și este o bătălie în cripto în momentul de față, da, fiecare se bate cu fiecare pentru monopol, pentru bani și tot așa, da, și atunci lucrurile acestea o să tot tragă cripto în jos, dar până la un moment dat. Și o să mergem și pe câteva altcoin-uri cu potențial pe 3 altcoin-uri care cred că ar trebui să performeze foarte bine în perioada următoare și Mă uit pe Quant, QNT, la fel cum am, cum am, scris pe Telegram. Quant arată bine, Quant ultima dată când a spart rezistența pe Daily, aici prin septembrie, undeva la 96-100 de dolari, de la 96 a pompat până în 230 de dolari. Bineînțeles, pe această urcare a fost și un hype, deoarece a fost ceva zvonuri că se va crea și un euro digital pe Quant și așa mai departe, a fost mult hype, Quant a urcat foarte mult atunci. În momentul de față, Quant la fel a spart rezistența pe Daily, este peste EMA Ribbon, peste EMA 200. În schimb, un minus este că nu are un volum foarte mare Quant. Dar volumul la fel ca și aici poate veni pe parcurs. Deci Quant arată chiar bine la 132 de dolari. Și la fel, dacă punem un Fibonacci. Vedem că este peste următoarea rezistență la 126 de dolari. Următoarea rezistență este la 145 pe daily. Să o marcăm aici. 145, iar mai apoi putem merge până în 161 și între 161 și 175 este rezistența mai mare, unde este și 0618 pe Fibonacci. Quant știm că atunci când urcă, urcă destul de bine, deci țineți ochii pe Quant și tot timpul când analizați un altcoin, trebuie analizat și în funcție de Bitcoin. Deoarece dacă urcă în funcție de Bitcoin, acel altcoin urcă destul de bine. Și când faci acest lucru de când ai și din acest bull flag enorm de mare de care v-am spus și pe Telegram și puteți găsi linkul Telegramului în descrierea videoclipului și este complet gratuit. Și Quant, vedeți că deja s-a îndepărtat de EMA Ribbon, înseamnă că ar trebui să vină un uptrend pe Quant și Quant chiar arată foarte bine și îmi plac aceste altcoin-uri care performează destul de bine în paritate cu Bitcoin. De, deoarece dacă quant în funcție de Bitcoin urcă 10%, știți povestea, da? Și dacă și Bitcoin urcă 10%, quant va urca vreo 20% și așa mai departe, da? Deci dacă faceți trade-uri pe spot, pe Binance, urmăriți aceste monede care urcă în paritate cu Bitcoin prima dată. Și atunci, quant arată bine și încă, dacă aș da un zoom out pe weekly, în schimb, quant arată și mai bine. Este la doar în momentul de față, în funcție de Bitcoin, la doar 50% față de all-time high, da? Adică, cred că ar putea ajunge chiar și acolo dacă vedem un uptrend serios și putem vedea și 3 soldați pe weekly, da? Un lucru foarte bullish, Quant arată destul de bine și vedem că de pe aici um, de prin iulie a început să stea foarte bine în comparație cu Bitcoin și să performeze mult mai bine decât Bitcoin. Merge și pe Phantom. Phantom, un proiect care a scăzut foarte mult în acest bear market. Uh, chiar foarte mult a scăzut, a fost și mult fad, a plecat de acolo, au plecat ceva oameni, s-au întors și așa mai departe. Dar strict pe analiza tehnică mergem pe weekly și putem vedea că Phantom face un double bottom în momentul de față, de la un suport important din zona de 16-20 de cenți, da? un double bottom frumos și putem vedea că și Săptămâna pare că o va închide printr-o luminare mare, bineînțeles mai avem încă o zi și 10 ore, dar Phantom arată destul de bine și cu un volum mai important pe weekly, un lucru pe care Quant nu îl are în momentul de față, dar Phantom arată bine. Dacă mergem pe daily, fiecare lumânare reprezintă o zi. Închidem EMA ribbon putem vedea că asta sub această rezistență Phantom pe care a spart-o de prin ianuarie anul acesta. Deci cam tot anul acesta a stat sub această, sub această, rezistență și în aceste momente a spart această rezistență Phantom și cel mai important este că a spart rezistența cu un volum mare. Da, vedeți câteva lumânări de daily cu volum foarte mare. Următoarea rezistență pe Phantom este undeva spre zona de 29-30 de cenți. Acolo este rezistența cea mai importantă. Dacă trece de această rezistență ar putea să meargă și mai mult, da? De acest vârf de care nu a reușit să treacă aici. Vedem bineînțeles ce se întâmplă și cu Bitcoin. Dar la fel, dacă uităm și pe FTM BTC, Phantom BTC arată foarte bine și dacă deschidem și EMA ul putem vedea că a atins și IMA 200. A fost sub acest IMA 200 din martie 2022 și a însemnat o scădere destul de mare în paritate cu Bitcoin. Și de data asta a atins IMA 200 și vom vedea în următoarele zile dacă reușește să treacă de IMA 200. Aici este bătălia pe Phantom, FTM, BTC, da? Exact, cu exactitate este acolo și o să vedem chiar astăzi peste 9 ore și 33 de minute dacă va închide peste EMA 200. Dar Phantom încearcă să intre într-un uptrend în momentul de față. Și următoarea monedă este uh, GLMR, o monedă mai micuță uh, față de Quant și de uh, Phantom, uh, dar la fel GLMR câteodată când urcă, urcă bine și la fel uh, și uh, GLMR este într-o scădere uh, de prin de aici de prin aprilie, de prin martie-aprilie, este tot într-o continuă scădere. Bineînțeles, este un proiect mai nou, este o perioadă de vestare, toată lumea vinde monedele pe care le-a primit uh, din public și așa mai departe și este normal ca o monedă nou listată să scadă. Dar gâlâmăr în momentul de față a spart acest uh, falling wedge imens. Da? Și următoarea existență este undeva spre 50-55 de cenți target pentru următoarele zile sau săptămâni. Acolo văd glimărâm și să vedem dacă va reuși să treacă de, acest, de această rezistență sau va face un double top și se va corecta. Dar la fel cum a plecat glimărâm ca și Phantom cu un volum foarte mare, cred că ar putea să ajungă acolo în viitorul apropiat și arată promițător glimărâm pentru următoarele zile și săptămâni. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest videoclip și vă mulțumesc de fiecare like și de fiecare coment. Pe data viitoare!